Salut, sunt Ovidiu și astăzi vă invit la o cafea. Am început și noi să creăm, să aducem modificări la această autorulotă. Ce vom folosi pe această rulotă? Vor fi niște difuzoare de la Audio System, vom avea un amplificator de 5 canale și vom avea un subwoofer pe care îl vom monta sub scaunul pasagerului. Difuzoarele pe care le-a avut această autorulotă au fost niște difuzoare de 13 cm pe care noi le-am înlocuit cu aceste difuzoare de 16 cm, respectiv cu tuner individual. Ele având un 110W RMS-ul, amplificatorul pe care îl punem pe această autorulotă este, după cum spuneam, un amplificator de 5 canale 6.5 de la seria Carbon, da? El având 80W ori 4, respectiv 250W ori 1 pentru un subwoofer. Iar ca parte de difuzoare pentru spate avem acest element de mobilier care face parte din autorulotă, care a fost dotat cu acest difuzor. Eu nu știu dacă pot să-i spun difuzor, probabil este doar un tuner, un driver, să zic așa, și noi îl vom locui cu două difuzoare coaxiale de 80 de mm, la care am confecționat un inel din MDF și l-am îmbrăcat cu acest material pentru a putea fi integrat, aici va fi integrat în sistem și a asemăna cu ce este și în autorulotă. Ca subwoofer, avem un subwoofer de 250W RMS la sub scaunul pasagerului, este o incintă custom și înainte să montăm incinta am făcut și o insonorizare la părțile unde vor veni difuzoarele, partea unde vine incinta. Am folosit un alubutil 3000 care a fost aplicat cu rola specială. După cum vedeți, are dinți, să spun așa. Și cu această rolă se aplică. Rola asta eu o numesc rolă de impact. De ce zic rolă de impact? Pentru că o rolă care ar fi fost dreaptă în totalitate ar fi apăsat și ar fi exercitat o forță egală, pe când această rolă, dacă o să lucrați cu ea o să vedeți, în momentul în care face trecerea de pe un dinte pe altul, produce un impact, deci va lovi suprafața de material și va exercita o forță mult mai mare față de o rolă care este liniară și nu are așa dinți pronunțați pe cum are această rolă. Pe partea de insonorizare am folosit un door kit 2.0, care conține mai multe materiale, cum ar fi neopren, flece și alubutilul 3000. Și da, mă repet, vă provoc să folosiți și dumneavoastră alubutil 3000, rola de presare, să aveți mare grijă la degresare și unde se aplică alubutilul, să fie degresat, după care vreau să dați un like, un subscribe la pagină și să puneți un comentariu în care să ne dați un feedback la acest material, fie el pozitiv, fie negativ, doar să fie un feedback, să cuprindă inclusiv argumentele pe care le puteți aduce pro sau contra acestui material și cel mai frumos comentariu va fi premiat cu un set de difuzoare carbon 6.9 coaxiale, sunt niște difuzoare ovale de la Audio System. Să revenim acum la noi, aici la ce vom face în această mașină. După ce am insonorizat, am făcut o incintă custom, s-a montat un difuzor de 10 inci, 25 de centimetri, de 250W și vom pune în locul amplificatorului vechi, vom pune amplificatorul pe care vi l-am arătat 6.5 și difuzoarele de spate, respectiv difuzoarele de față și cu asta o să vedem dacă va fi mulțumit clientul. Nu uitați, like, share, comment și puteți intra în posesia unui kit de difuzare carbon 6.9 coaxiale.
Vă mulțumesc!